scurte cuvinte, aș vrea să vă readuc aminte ceea ce Duhul Sfânt ne-a vorbit. Nu a vorbit bisericii ca și locaș, nu a vorbit scaunelor, nu a vorbit amvonului, nu a vorbit la nimeni altcineva decât mie și ție, dacă vrei să primești Cuvântul lui Dumnezeu. Dar înainte să ne aducem aminte ceea ce Duhul Sfânt a vorbit marți seara, aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră mai credeți că ceea ce Duhul Sfânt vorbește se și împlinește. Și vă rog să ridicați mâna, eu cred lucrul ăsta. Slăvit să fie Domnul, înseamnă că am cu cine vorbi în seara aceasta. Și ceea ce Duhul Sfânt mi-a vorbit în zilele acestea mie personal, nu am știut că Duhul Sfânt o să vorbească marți în felul în care a vorbit și am rămas străpuns în inima mea zilele acestea, ieri, astăzi, au fost pentru mine două zile de vijelie, dacă pot să spun așa, pentru că nu știam ce Dumnezeu o să vrea să vorbească în seara asta și până la urmă, astăzi, la amiază, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus răspicat ce trebuie să spun, pentru că întâi mi-a spus mie, întâi m-a cercetat pe mine Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să ne aducem aminte că Duhul lui Dumnezeu este dat de Dumnezeu pentru folosul nostru, pentru îndreptarea noastră, pentru zidirea bisericii, să ne facă să înțelegem din cuvântul Său, să ne îndrepte pasul pe calea lui Dumnezeu, să ne mustre, să ne certe și încă o altă listă întreagă de funcțiuni care le are Duhul Sfânt și care ar trebui să le știm, pentru că ne lăudăm că suntem o biserică botezată cu Duhul Sfânt, o biserică pentecostală botezată cu Duhul Sfânt. Dragii mei, marți seară Duhul lui Dumnezeu a vorbit bisericii și a spus că felul în care umblăm, felul în care ne ducem viața, nu este după placul lui Dumnezeu. Mă gândeam chiar astăzi, poate găsesc pe cineva care marți seara a înregistrat lucrarea și aș vrea, dacă cineva dintre dumneavoastră o are înregistrată lucrarea, aș vrea să mi-o dea și mie, să putem să mai ascultăm o dată. Mi-ar fi plăcut să o punem, să o auzim din nou pentru cei care nu au fost marți seara și chiar pentru cei care am fost, să ne reîmprospătăm ceea ce Duhul lui Dumnezeu, ceea ce însăși Dumnezeu a văzut în inima noastră, în comportamentul nostru, în viața noastră, în familiile noastre, în felul nostru de a ne desfășura activitatea pe pământ, crezând că mergem bine. Să știți că fără o călăuză, nici chiar pe calea lui Dumnezeu nu este ușor de mers. Fără o călăuză, nici chiar pe calea lui Dumnezeu nu este ușor de mers. Spune Sfânta Scriptură că ne putem înșela, ne putem rătăci, putem să cădem de pe cale chiar în mijlocul bisericii. Se pare ceva anormal. Se pare ceva, parcă nu ar fi la locul lui, să stai în biserică, în prezența lui Dumnezeu, în prezența fraților, în prezența cuvântului lui Dumnezeu și totuși să fii rătăcit pe cale. Scriptura spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea lui Dumnezeu, pe cărarea pe care trebuie să mergem. Ceea ce m-a făcut să rămân
străpuns în inimă, marțiar, a fost că Dumnezeu a zis: mulți cercetează cuvântul lui Dumnezeu ca să se ascundă în spatele versetelor Scripturilor, să își caută o scuză să poată păcătui. Există cineva în biserică care face lucrul acesta? Nu vă pun să ridicați mâna. Întrebarea nu este la locul ei. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu a spus că sunt în biserică asemenea persoane, sunt. Că vrem noi să acceptăm sau nu, Duhul lui Dumnezeu care cercetează simțămintele inimii noastre, Duhul lui Dumnezeu care cercetează gândul nostru, gândul nostru este înaintea lui Dumnezeu și îl știe înainte ca noi să-l fi gândit. Știe Duhul lui Dumnezeu ceea ce am făcut astăzi, ceea ce am făcut ieri și ceea ce ai de gând să faci mâine. Aș vrea să fac o paranteză și să vă rog să nu începeți să judecați până când nu termin de predicat. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și lăsați ca Duhul Sfânt să lămurească mintea noastră și inima noastră. Facem seri de stăruință pentru Duhul Sfânt, seri de stăruință ca să ne umplem cu Duhul Sfânt și venim la biserică, Duhul lui Dumnezeu vorbește, Duhul Sfânt vorbește prin glas de prorocie, Duhul lui Dumnezeu dă vedenii la frați, la surori în biserică și ne-am obișnuit cu prorocia, ne-am obișnuit cu lucrările Duhului Sfânt, cum ne-am obișnuit de fapt și cu venitul la biserică. Dacă este joi seară sau duminică și chiar dacă nu avem nimic altceva de făcut acasă sau dacă avem ceva de făcut, tot venim la biserică, că ne-am obișnuit să venim. Ne-am obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu, ne-am obișnuit cu conducerea bisericii, ne-am obișnuit cu cântările, ne-am obișnuit cu obișnuitul. Și să știți că nu din obișnuință o să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Nu din obișnuință se merge pe calea lui Dumnezeu și nu din obișnuință trăim după placul lui Dumnezeu. Din obișnuință mănânci, din obișnuință dormi, din obișnuință îți cerți copiii, chiar dacă nu au făcut nimic, pentru că te-ai obișnuit să-i cerți. Dar nu din obișnuință vom intra în împărăția lui Dumnezeu și nici din obișnuință nu vom face parte din biserica lui Dumnezeu. Ceea ce se locașul, locația aceasta și ceea ce se întâmplă aici, nu aș putea să numesc că este biserica lui Iisus Hristos. Aș putea să numesc că este o adunare a credincioșilor. Acolo unde se adună să se facă mai buni și nu mai răi. Am citit din Scriptură, am alergat cu gândul la ceea ce Duhul lui Dumnezeu m-a învrednicit de o bună bucată de vreme să citesc din Sfânta Scriptură, să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și mi s-a oprit mintea la câteva personaje ale Bibliei care au crezut că merg pe calea lui Dumnezeu, obișnuindu-se cu calea lui Dumnezeu, obișnuindu-se cu glasul lui Dumnezeu și la un moment dat au rătăcit. O parte din ele au rătăcit și au rămas rătăcite, o parte din aceste persoane s-au reîntors cu inima către Dumnezeu. Duhul Sfânt adeverește ceea ce este cu adevărat poporul. Duhul Sfânt adeverește și știe exact ceea ce gândești tu și ceea ce gândesc eu acum. Spunea glasul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt cu câtva timp în urmă că lui Dumnezeu i-ar fi foarte ușor să dea în vileag păcatele care sunt în biserică, nominativ. Să spună: tu, Ionela Sândoaie, ai făcut astăzi așa, ai făcut așa, ai făcut așa. Ce s-ar putea întâmpla atunci? Aș cădea cu fața la pământ dacă ar fi adevărat?
M-aș prostene înaintea lui Dumnezeu și aș cere iertare. Asta ar fi partea bună. Numai că noi nu suntem obișnuiți cu partea bună a lucrurilor, ci întotdeauna încercăm să ne agățăm de ce este negativ. Să începem să judecăm, să începem să spunem că nu este adevărat, să începem să spunem, dar de ce nu a vorbit Duhul lui Dumnezeu prin fratele, că eu îl cred pe el mai sfânt, și a vorbit prin gura unei surori sau prin gura unui copil. De ce? Și începem să judecăm. Dragii mei, am câteva personaje biblice și aș vrea să mă urmăriți cu atenție, pentru că sunt foarte, foarte importante. Cartea prorocului Isaia, la capitolul 38, ne vorbește despre un împărat, împăratul Ezechia, care a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Numai că, la un moment dat, Dumnezeu hotărăște să îi curme firul vieții și îl trimite pe Isaia și îi spune: puneți casa în rânduială, pentru că așa vorbește Domnul, vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia se întoarce cu fața la perete, în patul lui, și face o rugăciune, face o plângere înaintea lui Dumnezeu. Și spune: Doamne, adu-ți aminte, am făcut ce este bun. Nu am umblat cu vicleșug în căile mele. Am făcut tot ceea ce Tu mi-ai spus. Și Dumnezeu se uită către el, îl oprește pe Isaia, îl întoarce înapoi din drum și spune: du-te și spune lui Ezechia că îi lungesc firul vieții cu alți 15 ani. Și îi dă un semn că va fi așa. Lui Ezechia îi se înseninează fața. Și în scurgerea timpului, după ce se face bine Ezechia, în loc să îl proslăvească pe Dumnezeu, în loc să se gândească ce har mare a avut din partea lui Dumnezeu să mai trăiască încă 15 ani și să facă ceea ce a făcut până atunci, Ezechia, ca și împărat, crede că Dumnezeu s-a întors din hotărârea lui pentru că el a făcut mult bine. Pentru că a umblat așa cum a trebuit în fața lui Dumnezeu. Și să se dăște în inima lui Ezechia o formă de mândrie pe care o găsim și astăzi în biserică, în adunarea noastră. O formă de mândrie. Omul care a crezut că l-a înduplecat pe Dumnezeu pentru că i-a povestit Domnului cât de mult bine a făcut el. Și Domnul câteodată intră în viața noastră, în viața familiei noastre, în viața copiilor noștri, în viața noastră personală, se atinge de noi, se atinge de copiii noștri. Și ne întoarcem către Dumnezeu și spunem: Doamne, de ce? Am umblat cu credincioșie în calea Ta. Am venit la biserică în fiecare seară. Nu numai marța și joia și duminica. Am venit și la repetiții, am venit și când nu trebuia să vin, dar am venit. Am stat în casa Ta. Îmi place să stau în casa Ta, îmi place să ascult cuvântul Tău. De ce Te atingi de mine? Și se stârnește în noi și se sădește în noi o formă de mândrie care este la ordinea zilei, este contemporană cu noi. Nu alții. Nu vă uitați, vă rog, în viața altora. Vă rog să vă uitați în viața dumneavoastră cum mă uit în viața mea. Și să vedem dacă nu ne asemănăm cu Ezechia, spunându-i Domnului: Doamne, dar nu am dat eu zeciuiala în fiecare lună? Nu am făcut eu și nu am dres eu și nu am venit eu, nu am spus eu da atunci când s-a cerut să se vină la biserică, să facem curățenie, să dăm cuvar, să montăm scaune? Nu am fost eu primul? De ce toate lucrurile astea mi se întâmplă mie? Aceeași întrebare a făcut-o Iov, neprihănitul Iov. Și se certa cu Dumnezeu în rugăciunea lui și Dumnezeu tăcea. Dacă Dumnezeu a tăcut până în prezent în viața ta, este că nu a vrut să-ți deie
să-ți spună ceva rău, ca să te întristezi. A vrut doar să te lase, să vadă până unde merge credința ta. Ezechia, împăratul, omul care a umblat bine cu Dumnezeu, ajunge să își desfăteze inima, ochii, împreună cu alți împărați, în preajma bogățiilor pe care le avea. Și arată toate bogățiile, arată palatul, arată toate avuțiile pe care el le are împăraților, fără să îl nomineze pe Dumnezeu. Și Domnul se întoarce către el și parcă îl văd pe Dumnezeu că îi pare rău. Mie mi-ar fi părut rău că i-aș fi dat încă 15 ani lui Ezechia. Mai bine murea și pleca la Domnul. Dacă mai ești încă în viață, după tot ceea ce ai făcut și după tot ceea ce am făcut, dacă încă mai avem harul să mai trăim încă o seară și nu se știe dacă mâine va fi al nostru, haideți să ne întoarcem cu inima către Dumnezeu și să spunem: Doamne, numai datorită Ție trăiesc. Doamne, numai datorită Ție sunt în viață și mai am posibilitatea să mă pocăiesc încă o dată în această seară. Poți să rătăcești de pe calea lui Dumnezeu chiar dacă te vezi în ochii tăi că ești cineva. Cum spunea aici înțeleptul: multe căi par omului bune și căile omului par omului foarte bune, neprihănite chiar, dar Dumnezeu este Cel care cercetează inima. Dumnezeu este Cel care cercetează mintea să vadă care este scopul tău și știe care este scopul tău și scopul meu. Dragii mei, haideți să mergem mai departe. 2 Samuel, capitolul 11. Omul care a crezut că nu poate să fie niciodată învins. David, om după inima lui Dumnezeu, atunci când era în activitate, când era activ. Când s-a lăsat dus de gândurile lui și când a crezut că nimic nu-i se poate întâmpla rău, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel 11, când toți împărații mergeau la război, David stătea la plajă pe terasă. David s-a gândit că este prea obosit. A omorât leii, a omorât urșii, l-a omorât pe Goliat. Femeile, când intra el în cetate după război, strigau și cântau. Saul cu miile și David cu zecile de mii. Cine mai era ca David? Om după inima lui Dumnezeu. Un om care a crezut că nimeni nu poate să-l bată. Un om care poate a crezut în inima lui că va trăi veșnic cu Dumnezeu. Și vedem că, crezându-se la adăpost de orice, pentru că pe Goliat l-a învins, oștirile le-a învins, nu a pierdut nicio bătălie David. La un moment dat își aruncă privirea și doar o simplă privire îl bate pe David și David cade la pământ. O singură privire. Se naște în inima lui o poftă. Se naște în inima noastră de multe ori pofta. Ce bine mi-ar sta și mie acolo în față pe scaune. Ce bine mi-ar sta și mie aici în față la cântat, la laudă și închinare. Ce bine mi-ar sta și mie. Ce bine ți-ar sta și ție în rai cu Dumnezeu. Ce bine ne-ar sta nouă să stăm în pace cu noi înșine și cu Dumnezeu. Să-ți facă Dumnezeu chemarea să faci o lucrare și să spui: Doamne, eu nu vreau să o fac. Când toți împărații plecau la luptă, David a ales să facă altceva. A crezut el că poate să facă altceva. Atunci când Domnul te cheamă la o lucrare și când tu nu vrei să accepți, ți se pare că este o lucrare prea josnică. Este o lucrare prea mică pentru tine, pentru statura ta, pentru înțelepciunea ta, pentru ceea ce știi, pentru ceea ce faci. Domnul
Te cheamă la lucrare, spune-i Domnului, da, Doamne, pentru că cel care este găsit vrednic în lucrurile mici va fi pus peste lucruri mari și va fi vrednic cu Dumnezeu. Nu vă regăsiți? Eu m-am regăsit în ceea ce i s-a întâmplat lui David. A fost o perioadă din viața mea când stăteam pe metereze cum stau acum și când am văzut că de prea multe ori, parcă numai pe mine mă nimereau ghiulelele tunurilor. Am spus, Doamne, mi-ajunge. Și m-am coborât jos și mi-am văzut de treaba mea. Și cum am coborât jos, am rămas jos. A fost o perioadă neagră din viața mea când eu nu vreau să mi-o mai aduc aminte. Cu toate că nu se poate uita. Doar datorită dragostei lui Dumnezeu, doar datorită harului lui Hristos și datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, eu sunt acum aici. Pentru că Domnul Iisus Hristos a uitat spre mine și a spus, mai am nevoie de tine, hai înapoi sus. Pentru că nu în tine se lovește, se lovește în mine. Pentru că eu stau înaintea ta. Nu încerca să vii tu înaintea mea. Lasă-mă pe mine să stau înainte. Și atunci când vor veni loviturile, întâi mă vor lovi pe mine. Și apoi le vei simți și tu. Așa mi-a vorbit mie Duhul Sfânt. Și în această seară Duhul lui Dumnezeu spune, nu te coborâ de pe metereze. Nu te coborâ de acolo de unde lupta este întoi. Cine a făcut armata la infanterie știe că erau în primul rând de bătaie. Ei săpau șanțuri, ei săpau gropile, ei erau cei care vedeau câmpul minat, ei făceau totul. Vino cu Hristos în prima linie. Și atunci vei vedea cât este de ușor să învingi. Singur nu poți să învingi. Spuneam la început că chiar pe calea lui Dumnezeu, fără o călăuză, fără un sfat, este foarte greu de mers și poți să te rătăcești. Crezând că ești cineva, crezând că Dumnezeu îți face hatârul pentru că ești tu cineva, uiți de harul lui Dumnezeu, uităm de dragostea lui Dumnezeu, uităm până la urmă cine suntem, o mare de țărână pe care Dumnezeu poate să o spulbere cu suflarea gurii Lui. Cu suflarea gurii Lui a turnat în noi duc de viață și tot cu suflarea gurii Lui poate să ne spulbere. Avem harul să mai fim încă în biserică. Avem harul să mai fim încă înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, stați la locul de luptă. Stați la locul de veghe, unde Domnul v-a pus. Luați cuvântul lui Dumnezeu și puneți-l pe inimă. Pentru că avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul se hrănește din cuvântul acesta. Sufletul, ca să crească și să iasă afară de noi, să ne îmbrăcăm cu Hristos, noi trebuie să-L cunoaștem pe Hristos. Și pe Hristos îl vom cunoaște din Sfânta Scriptură, trăind cuvântul acesta și crescând în credință. Mai avem un om în Vechiul Testament, nu este și ultimul, dar acesta mi l-a pus Dumnezeu pe inimă. Cartea prorocului Iona, capitolul 4, versetul 2. Iona se ceartă cu Dumnezeu, Dumnezeu îl întreabă, Iona, dar chiar așa? Și Iona se întoarce către Domnul și spune, Doamne, am știut eu. Tocmai de asta eu m-am suit în corabie să fug la Tars, să nu te ascult să vin la Ninive, pentru că am știut că tu ești un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milostiv, care dacă cineva plânge înaintea ta, ți se moaie inima și te întorci de hotărârea ta. Iona, omul care a crezut că poate să își facă dreptate și pe bună dreptate, dar era după dreptatea lui și nu după dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu.
Poporul care era, oamenii care erau în Ninive, erau vestiți pentru cruzimea lor. Se făceau bucurie din omorârea oamenilor, din schinguirea prizonierilor, bucuria vieții lor, satisfacția vieții lor. Și Dumnezeu se uită către Ninive și îl trimite pe Iona și spune, du-te și strigă în Ninive încă 40 de zile. Și Ninive va fi nimicit. Nu-i spune lui Iona, du-te și spune, dacă voi vă pocăiți, dacă voi vă întoarceți, dacă voi vă întoarceți cu inima către mine, către Dumnezeu, eu mă îndur de voi și nu vă nimicesc. Nu! Numai că Iona îl cunoștea pe Dumnezeu și bunătatea lui. Dar se cunoștea și pe el. Și cunoștea și pe cei din Ninive. Și Iona a crezut că poate să iei el hotărârea și să se bucure de la Tars, auzind că Ninive a fost nimicită. Omul care a crezut că poate să îl întoarcă pe Dumnezeu după bunul lui plac. Omul care a căutat să-și facă dreptate. Știți dumneavoastră că orice om poate să fie salvat? Știți dumneavoastră că Ninive putea să fie salvată? Ninive a fost salvată atunci și după ani, Ninive a fost nimicită de Dumnezeu. Pe mine mă face să cred istoria aceasta lui Iona, că Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție lui Iona și nu celor din Ninive, pentru că Dumnezeu știa că ninivenii se vor întoarce din nou la cruzimea lor, la păcatele lor, la tot ceea ce au făcut până atunci. A știut Dumnezeu. Dar Dumnezeu a avut nevoie să-i dea o lecție lui Iona, cum mi-a dat o lecție și mie și cum îți dă o lecție și ție în seara aceasta. Să nu crezi tu că, nespunându-i fratelui tău că a păcătuit și că Dumnezeu îl poate ierta, îți faci dreptate singur. Poate sunt frați sau surori din biserică care te-au nedreptățit. Poate că te-au călcat pe picioare. Poate că ți-au dat cu cotul pe la coaste. Poate că ți-au spus vorbe. Și mi-aduc aminte de un om al lui Dumnezeu care niște oameni răi s-au întors, s-au sfătuit între ei și au spus, hai să mergem să-l omorâm cu vorba pe Ieremia. Hai să mergem să-l omorâm cu vorba, pentru că mai mult și mai tare doare o vorbă decât o palmă. Dacă mi-ai dat o palmă, s-ar putea să se înroșească obrazul, îmi trece. Dar vorba o voi ține minte. Iona a fost omul care a crezut că poate să-și facă dreptate și dacă în seara aceasta îți dai seama că poate prin acțiunile pe care le-ai desfășurat în interiorul adunării, în mijlocul poporului, în mijlocul fraților și a surorilor, ai încercat să-ți faci dreptate poate scoțând o vorbă, aruncând o vorbă în vânt. Oameni care se ocupă cu nimicuri, oameni care se ocupă cu vorbăriile goale. Iona a crezut că poate să-și facă dreptate și Dumnezeu l-a oprit. L-a trecut prin submarin, l-a scos apoi la țărm și Iona s-a pocăit pentru un moment. Și apoi din nou s-a întors în mânia lui. Nu aștepta să vină Dumnezeu să te treacă prin burta peștelui. Nu aștepta să vină Dumnezeu să te treacă prin adâncul mării, să poți să îți dai seama cu cine ai de-a face. Recunoaște-L pe Dumnezeu și fă ceea ce Dumnezeu îți spune prin Duhul Sfânt să faci. Arată dragostea lui Dumnezeu. Arată dragostea fraților. Arată dragostea lui Dumnezeu celor din prejurul tău. Spuneam marțiară că darurile Duhului Sfânt vin și Duhul Sfânt dă daruri în folosul altora.
Întrebarea, de multe ori am auzit spunând, frate, ce dar am eu? Întrebarea este greșită, că noi nu putem să avem daruri. Este Duhul lui Dumnezeu care dă daruri în folosul altora. Eu dacă sunt în această seară aici, sunt ca să vă spun că Duhul lui Dumnezeu vrea să dea daruri în această seară. Chiar dacă nu ne vom ruga pentru aceasta, dacă în mintea ta vei lua o hotărâre să spui, Doamne, am nevoie să fiu de folos aproape lui meu. Dă-mi Tu un dar care vrei Tu. Un dar care să poată să fie de folos nu peste 20 de ani, nu peste 10 zile, acum, aici. Și să pot să fiu de folos ție. Iona nu a vrut să fie de folos lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să îl strângă, să-l pună la menghină și să-l stoarcă până când și-a dat Iona seama cine este Dumnezeu și cine este el. Un pumn de țărână. Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 5, ne vorbește despre o familie care s-a unit să facă rău. O familie unită să facă rău. Anania și Safira au vândut moșoara, au pus deoparte o parte din banii cu care au vândut moșoara și restul banilor i-au adus la picioarele apostolilor. Ceea ce eu văd, în mintea lor s-a stârnit poate gândul, dacă peste 4 luni de zile nu va mai fi nimeni care să aducă bani la picioarele apostolilor, noi ce vom face? Vom muri de foame. Hai să ne punem noi deoparte și eu am numit să-ți pui bani, să-ți strângi bani albi pentru zilele tale negre. Fără să te mai gândești la zilele negre a altuia. Anania și Safira au ignorat pur și simplu faptul că Dumnezeu poate să provadă, deci providența divină a lui Dumnezeu. Au ignorat-o. Nu au crezut în aceasta. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care a promis că ne dă pâine să ne hrănim, haine să ne îmbrăcăm și un acoperiș deasupra capului. Nu ne-a promis nici Mercedes, nu ne-a promis nici vilă cu 7-8 camere, nu ne-a promis nimic altceva. Toate celelalte lucruri sunt mofturile noastre. Câți dintre voi, în seara aceasta, puteți să spuneți că astăzi nu am avut o bucată de pâine să mănânc? Vă rog să o spuneți. Nimeni. Câți dintre dumneavoastră ați venit îmbrăcați cu aceeași haină cu care ați venit joia trecută la biserică? Puteți să ridicați mâna? Câți dintre dumneavoastră v-ați construit o colibă și când plouă, vă plouă în cap și puneți oalele să ploaie în... Câți dintre dumneavoastră aveți o colibă în loc de casă, de acoperiș deasupra capului? Niciunul. E mare Dumnezeul nostru. Își ține Dumnezeu promisiunea. Anania și Safira a ignorat faptul că Dumnezeu își ține promisiunea. Se caută acum mai bănci care să dea interese mult, deci multe interese, să dea multă dobândă la banii care îi pui. Și au pus oamenii din America, a trimis bani în România și după câteva luni de zile au dat băncile faliment și oamenii s-au scărmănat de cap. Numai bine îi punea în contul lui Dumnezeu. Numai bine îi punea în contul lui Dumnezeu. Ne plângem că nu avem bani pentru misionari, ne plângem că nu avem bani să plătim chiria, să plătim curentul. Banul este în buzunarul meu și în buzunarul tău. Și Dumnezeu poate să ți-l dea și să mi-l dea, cum poate să nu mi-l mai dea. Nu am, Doamne! Nu am! Vrei să nu ai? Îți face Domnul în așa fel încât să nu ai. Să vezi ce înseamnă să nu ai! Domnul Iisus Hristos stătea împreună cu ucenicii în templu
Și le arată ucenicilor ce înseamnă să dai din toată inima. Și vine un fariseu cu punga, cu fală, aruncă banii acolo în visterie și vine o bătrânică care cu mâna tremurândă, ultimii doi bănuți, îi bagă mâna și aruncă banii în visterie. Și Domnul Iisus Hristos întreabă, voi ce credeți? Care a dat mai mult? Care a dat mai mult? Cel care avea sau cel care nu avea? Înțelegeți? Anania și Safira a lăsat deoparte gândul că Dumnezeu poate să facă lucruri mari în viața lor. Era începutul bisericii. Toți aveau totul de obște. Era ca în comunism. Ce e al tău e al meu și ce e al meu e al tău. Așa era. Era un comunism bun. Erau totul la comun. Și era foarte bine pentru ei. Anania și Safira nu s-au gândit la lucrul acesta și au plătit cu viața lor. Ai vrea să plătești cu viața ta ca să înțelegi că tot ceea ce ai este al lui Dumnezeu? Ai vrea să plătești cu viața ta sau poate cu o parte din averea ta ca să înțelegi că Dumnezeu îți dă totul și poate să-ți ia totul? Dragii mei, în ultimul rând, în această seară, și vreau să mă apropii de încheiere, este un om care s-a pocăit, dar nu s-a întors la Domnul. Simon Vrăjitorul. Fapte, capitolul 8. La cuvântarea lui Petru, atât au fost de străpunși cei care au auzit că până și vrăjitorul ăsta a crezut în Dumnezeu, s-a pocăit și a mers întotdeauna după Petru și după Ioan, după ucenici. Numai că la un moment dat, când ucenicii și-au întins mâinile și la rugăciunea lor Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt, i-a venit în minte o idee. Crezând că biserica este o afacere rentabilă. Să vii la biserică și să te gândești, oare ce afacere să mai fac să poți să câștig niște bani? Cam așa s-a gândit Simon. Și a spus, vă dau bani, mulți bani, dați-mi și mie Duhul ăsta, dați-mi și mie puterea asta peste cine îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt. El nu s-a gândit la folosul altuia, ci s-a gândit cât de mulți bani ar face el. Cât de mulți bani ar încasa el dacă și-ar pune mâinile peste oameni să primească Duhul Sfânt. Ca și cum Duhul Sfânt ar fi, ce știu eu ce, care poate fi dat de om și nu de Dumnezeu. Dragii mei, mi-aduc aminte în România, anul ăsta am fost în România și anul trecut n-am auzit, pentru că am evitat să mai vorbesc cu persoanele respective, îmi spuneau, am băieți, îmi cresc băieții mari, cel mai rentabil e să-i trimiți la ITP-ul să-i faci păstori. Sunt salariile cele mai bune, nu intră în criză biserica, biserica de unde are, de unde nu are, plătește păstorul, deci nu o să aibă probleme. Dragii mei, vreau să vă anunț în această seară că biserica nu este o afacere. Biserica este ceea ce este mai scump pentru Hristos. Este ținta bucuriei lui Hristos. Să se uite la tine și să se uite la mine, Iisus, să spună, da, pe El îl trec în rândul miresei mele, pentru că îmi place cum gândește, îmi place cum merge. Dragii mei, dacă Duhul Sfânt a văzut în viața noastră că nu mergem bine, dacă Duhul Sfânt a văzut în viața noastră că mai facem lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, credeți-L pe Duhul Sfânt. Haideți să ne uităm adânc în viața noastră, în inima noastră, în gândul nostru și să vedem dacă nu cumva Duhul Sfânt are dreptate și în dreptul meu. Eu nu pot să spun în dreptul cui a avut Duhul Sfânt dreptate, dar știu că Duhul Sfânt a avut dreptate și are dreptate. Pentru că Dumnezeu este Cel care cunoaște mintea, cunoaște inima, cunoaște simțămintele noastre pentru El, și simțămintele noastre pentru lume.
Nu poți sluji la doi stăpâni, pentru că ori vei iubi pe unul și vei urâ pe celălalt, sau invers. Noi avem un singur stăpân, pe Iisus Hristos, un singur Domn, pe Iisus Hristos, și un singur Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl, care cunoaște inima și simțămintele noastre. Facă bunul Dumnezeu ca în această seară să fie, să punem o piatră de hotar și să spunem: Doamne, de astăzi înainte, eu vreau să merg doar cu Tine. De astăzi înainte vreau să las pe Duhul Sfânt să mă călăuzească, pentru că de multe ori pe calea pe care Domnul Iisus a mers, eu am ieșit de pe ea. Am luat-o ori la stânga, ori la dreapta și am crezut că sunt încă pe calea Ta. Asta a fost rugăciunea mea și asta vă rog să fie și rugăciunea dumneavoastră. Haideți să ne controlăm, să vedem dacă noi mergem după Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea noastră. Amin.